A fost reținut șoferul care a accidentat mortal o femeie în vârstă de 43 de ani din Vața de Jos și care a fost descoperit abia a doua zi dimineața abandonată la marginea drumului în localitatea Hălmagiu din județul Arad. Femeia a fost victima unei tinere șoferițe din Bihor. Potrivit polițiștilor arădeni, șoferița conducea o autoutilitară pe DN76 și se îndrepta înspre județul Hunedoara. În dreptul localității Hălmagiu, în jurul orei 20, femeia ar fi accidentat mortal victima, după care și-ar fi continuat drumul. Toată noaptea, trupul victimei a zăcut pe marginea drumului, fiind descoperit abia în dimineața zilei următoare. Șoferița în cauză va fi cercetată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea organelor de cercetare, mai spun polițiștii.